consilier teritoriale primare al unor partide politice din Republica Moldova. Ar primi lunar bani care nu sunt luați în evidența contabilă a formațiunilor politice. Oamenii legii susțin că dețin probe precum că partidele politice afiliate oligarhului Fugaru Lanșor ar fi creat împreună cu organizația criminală pe care o conduce o schemă nouă de finanțare care camuflează acțiunile reprezentanților unor partide sub paravanul activităților de voluntariat. Portocaliu de caniculă a fost emis de meteorologi pentru raioanele din centrul și sudul țării. Temperaturile vor crește până la 37 de grade.